Alo, da. Băi. Da, curacule. Ce faci, mă? Dormeam. Băi, intră repede pe YouTube, coie, că mi-a dat stresul, știi? L-a scos gata? Coie, da, intră repede pe YouTube. Băi. Intră și caută, că mi-a spus ăsta, bine, ești nebun. Băi, ești prost, gata, acum mă uit. Sunt în văd o parte că ne-a sunat curacul să facem reacție neapărat la... stresul. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă reacție pe acest canal. De data asta o să facem reacție la stresul, pentru că i-a dat replică lui Conacu. Hai să vedem ce a ieșit aici, pentru că nimeni nu l-a auzit vreodată pe stresul cântând. Sunt foarte curios de punchline-uri, de ce se întâmplă și cum îi răspunde la toate comentariile pe care le-a adus Conacu și toate punchline-urile pe care le-a adus. Toată lumea e curioasă, bineînțeles că nu l-a auzit nimeni vreodată pe stresul cântând. Haide să schimbăm scena. Intră pe scena de reacție. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Dăm like la piesă ca așa este frumos din prima. Hai să stăm calitatea cea mai mare. Bun, 2160. Și ok, Nelly, Watcher. Watcher video, Nelly piesă, sigur versul pe acolo. Milsuș Production. Nu e nimeni uimit de Milsuș Production, că s-a auzit în România Milsuș anul ăsta de mai multe ori decât și anul trecut. Și s-a auzit Milsuș peste tot. Toată lumea știe că Milsuș este o amprentă a lui Stresul. Cartierul lui Stresul, de unde a aruncat Ion Bețivu cu farfurile pe mașini, e foarte tare. Hai să continuăm. Ia mă, ia. Milsuș TV. Breaking news. Ia, ia. Hai mă, rupele. Ăsta nu e rap românesc, e rap calculatoresc. Oh, ce frumos e îmbrăcat Stresul în hainele de duminică. E rap calculatoresc, nu e rap românesc. Bună seara la toată lumea. Și Spider-Man și toată lumea. Not bad. Cum cade pe beat. Bună seara la toată lumea. Bă, disurile astea, dintre Conacu și Stresul, au născut doi rapper, mă, să nebunit. Chris Brown cu Brown Miss. Numele meu e Stresul, îi sperie părestul. Mă manifest la fel cum mă numesc și sunt the best-ul. M-am gândit să te spar la procesor pe beat. Să-ți dau temperatură mai ceva decât COVID. Mamă, cum e pagina aia noastră, frate. Am intrat, faceți loc, au venit bărbații. Ai vrut să facem beef și au sărit în fometa. Au venit bărbații, mă, comunitatea lui Stresul. Bă, dacă sunteți comunitatea lui, dacă sunteți, dați și mie un like, mă, cavă și mă pup. Te-ai dus la aparate după ce ai primit donații. Stai, nu trebuia să știe abonat. Nu vreau să adaug nimic. Tu știi mai bine, nu vreau să mai adaug. Hai să trecem peste momentul ăsta. Hai să trecem peste momentul ăsta cumva. Ok. Și apoi ți-ai luat mașină. Stai, dar nu înțeleg. Nu înțeleg. Au venit bărbații, ai vrut să de ce într-un canal? Îmi caută pe Conacu el. Stai, nu trebuia să știe abonați. De ce într-o canalizare? De ce într-un canal? Dă, face referire că e Conacu căcat, cum ar fi gen, știi ce zic? Să aruncă pași la din alea puternici. Și apoi ți-ai luat mașină. Suferi la noi cum suferi acum de rimă. Crede-mă, nu ne comparăm în jur. Tu ăla dezboi sticle în gură și prin cur. A luat sita asta să punem puțin pe piesa lui Stresul, să nu mai intre punchline-urile astea de lovesc în halul ăsta. Încercăm să nu mai intre... Hai de steaua mea. Bă, între ăștia se aruncă vorbe grele, mă. Cum mai rămâneți, mă, prieten, după disurile astea? E jenant, mă fac să râd, e totul clar. YouTuberii râd de tine, fiindcă ești un om eclar. Te vopsești mereu în cap, pe net ești caricatură. Stai, mă, puțin, Stresul ei! Te faci curcubeu, dar zici că ești curcubulă. Nu se omite nimic. Nimic nu se omite. Direct la subiect. El e Conacu și-a încălțat pantofii. Nu a rezistat dacă n-a rezistat fonfii. Stai și vorbești cu noi de sfârcuri și de limbă. Vin cu Ion Bețivu, te las fără oglindă. Cine e ăsta? Că nu e Ion Bețivu. Cine e ăsta? Fonfii. Stai și vorbești cu noi de sfârcuri și de limbă. Vin cu Ion Bețivu, te las fără oglindă. I-a rupt oglinda la mașină să mă bată, mama, i-a rupt oglinda la mașină, unde poate să ducă disurile astea? Bă, orice, până dacă nu spargeți barajul de la Vidraru, e bine. Orice, puteți să faceți orice, dar să nu spargeți barajul de la Vidraru, să ne inundăm. Bă, ăștia n-au limită, mă, nici ăsta, nici Conacu. La scena asta trebuia să fiu eu, gen, eu să tai oglinda cu sabia, dar i-am spus că nu mă bag, i-am spus și lui Conacu, bă, nu mă bag în clip în astea, că n-ar fi frumos față de Stresul, și lui Stresul i-a spus, bă, nu mă bag în video, că n-ar fi frumos față de Conacu. Ca să fie așa, o... mă înțelegeți? Nu se supere nimeni. Uite-l și un pic. Ai un content varză, nu e greu să faci refren. Ai butonul de până astăzi, zici că-i ceasul lui
Ai butonul de pe... Curbale din gură. Ai butonul de pe nas. Spui că e butonul lui Benten. Oh, mam. Stresule, ce sunt săbile alea? Ai 10 samurai la picioare, stresule, ce sunt săbile alea de la Harakiri? Ce sunt săbile alea, mă, omule? Eu vorbesc. Toată lumea strigă în corde. Ia. Cu mereu cu emolacu. Ia. Ai oameni pe live, bă, stai așa mai boss. Ai uitat când te ajutai de Daniel Cost. Astăzi o dă de la începuturi. Stresul s-a dus în începuturi. S-a dus ca Samurai Jack, ești nebun la cap să schimbe prezentul în trecut. Bă, asta cu Daniel Cos, Daniel Cos, eu îl știu de vreo 8 ani de zile și cântă, deci face versuri și cântă, face și beat-uri, muzicant, și e un tip foarte, foarte, foarte de treabă. Da, asta și pe la, cu una, cu asta pe la toată lumea, frate, că la toată lumea ăsta i-a făcut, le-a făcut soundtrack-uri, le-a făcut piese, le-a făcut intro-uri pentru live-uri. E un băiat foarte de treabă, Daniel Cos. Îl chemai să cânte, să facă views pe loc. Da, băi, ai uitat de el și nu l-a ajuns deloc. Cu Bezu Norris ai făcut încă un truc, l-ai cardit ca să-ți faci abonați. Bezu Norris e un copil, nu? Bezu Norris e un copil, nu? Cu Bezu Norris ai făcut încă un truc, l-ai cardit ca să-ți faci abonați pe YouTube. Și ca să știți ce părere am de el. Bonacu e încă nebătut, că așa a vrut Timogen. Nu se poate, Miguel, stai îmbalansat, dar trebuia să zic el ceva de mine. Conacu a rămas de bătut pentru că așa a hotărât Timogen. Asta sună aia, pentru că așa Ghescu a rămas de bătut pentru că așa a hotărât Ombladon sau cum era Chelu sau nu mai știu cum era. Bă, ferească să Dumnezeu. Și ca să știți ce părere am de el. Conacu e încă nebătut că așa a vrut Timogen. Crede-mă, deja bate bucur de dis. Te vedem cât ești de slab și după murim de risc. Murim de risc. O să vezi că după ne spui de mâine. Mulțumesc că m-a pus asta. Bă, mă, necu ăștia, bă. Am jucat Counter. Aici fii atent că e partea lui serioasă, știi că a avut părțile astea în care gen a fost super super Caterinca, a dat punchline-uri și acum vine cu partea hai să-l cunoaștem pe stresul, știi? Finalul. Că după ne spui de mâine. Ia. Ia să-l cunoaștem pe stresul așa cum este el. Counter, o viață întreagă. Jucător profesionist, am cetura neagră. Eu am facultate, am masterat. Tu te-ai oprit la 12 clase fără bac. Aici mă înțeapă și pe mine, stresule. 12 clase fără bac. Ce vrei, mă, dacă a fost trenul de lung. Ce să zici de mine, vezi că ți-am dat mucu. Am ore de streaming, că când are tot YouTube-ul. Bă, aici, lăsând toată Caterinca la o parte, deci n-ai cum să spui că există un... În România se bea mai multe ore la momentul actual decât stresul, pentru că, bă, sincer, ăsta și muncește în timp ce face live-uri. Și stă câte 12 ore pe calculatoarele alea și alea. Aici... Ciocumică, stresul pe bune stă câte 12 ore pe live, cam în fiecare zi, deci la ore, să vină aia de la World Guinness Record, deci nebun, să-ți dea o dân aia, că ai dobărut recordul mondial pe România de stat pe live. Calculatoare și sunt finuți la bani, vorbim de ce ce te-am umflat. Și sunt finuți la bani. Ca pe gâscani, tu ești Ryzen, eu sunt Intel. Că ai boală pe amedetul de când te știu stresele, tu ești... Ți-am dat-o bine, ține-m aminte. Și acum mă duc ca... Uitați-vă ce are pe picioare. Băi, unde ai fost, bă, prima dată? Ai fost în mină și după aia ești afară. Mamă, ce are pe picioare. Ți-am dat-o bine, ține-m aminte. Și acum mă duc. Mamă, și că e clipsa din 2002. Cam ceva cu altă slugă. Te căști când mă vezi, te sfătuie să iei la fugă. La ce spune final? N-am ce să vorbesc, nu vreau să adaug nimic. O să vorbesc despre ce s-a întâmplat până la final aici cu... Nu vreau să spun. Când vreodată, băi, rataților! Bă, nebunie, mă. Bă, nebunie, mă. Bă, amândoi sunt nebuni. Ambele piese cu emolac, cu melodie. Cu emolac. Ambele piese, în opinia mea, sunt foarte tari. Și alu Stresul și alu Conacu. Mi se pare că video-ul e puțin... Cred că a stat acel puțin mai mult să l-a migălit și l-a făcut mai tare, mi se pare, palul Stresul, dar la audio instrumental îmi place mai mult alu Conacu, să spunem așa. Lăsați-mă o părere, cine credeți că a câștigat? E 1-1, e 1-0, e 2-1, habar n-am, spuneți voi cât e, cât este scorul.
Bă, dacă vă plăcut reacția, să nu uitați să dați un like, un subscribe și să vă duceți la piesă, să o ascultați, să lăsați și acolo un comentariu lui Stresul și nu uitați că de luni începe filmările Eu cu Conacul la un nou serial de la țară. Nu o să spunem numele serialului și nici numele personajelor, dar credeți-mă, depunem foarte, foarte mult efort să scoatem 3 episoade cât mai repede cu putință și o să rupem rău de tot, o să fie ceva foarte calitativ și foarte tare. Comedie cu sketch-uri, o să fie ceva super, super tare. Vă mulțumesc că ați venit la acest clip și o să ne vedem în continuare cu alt content de la Imogen. Vă pup și vă iubesc!